Fondatorul și liderul trupei Phoenix, Nicu Kovács, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani, în urma agravării stării sale de sănătate. Pe 22 martie, Nicu Kovács a fost operat pe creier la Spitalul Județean din Timișoara. Potrivit medicilor, problemele apăruseră în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, când artistul a simțit că îi amorțește fața, iar apoi a început să-i fie afectată vederea. În urmă cu 2 zile, membrii legendarei formației Phoenix au anunțat că au apărut complicații după operația pe creier suferită de Nicu Kovács în luna martie și că tratamentul post-operatoriu a fost oprit. Nicu Kovács a fost unul dintre cei mai mari muzicieni români, fondatorul legendarei formației Phoenix. El lasă o moștenire muzicală remarcabilă, nealterată de trecerea timpului. Strunga, Mica Țiganiadă, Andri Popa, Fată Verde, Muguri de Fluier sunt doar câteva dintre melodiile trupei Phoenix care sunt păstrate în memoria culturală românească. Nicu Kovács, fondatorul formației Phoenix, s-a născut la 19 aprilie 1947 în Timișoara. Compozitor, chitarist, pictor și grafician, a studiat din copilărie pianul, acordeonul, dar și limbile străine. Formația Phoenix a fost înființată în 1961 și a debutat în anul următor. În 1974 formația a fost interzisă și 3 ani mai târziu membrii trupei au fugit în Germania. S-au întors în România în 1990, an în care Nicu Kovács și Mircea Baniciu s-au reîntâlnit cu publicul din țară după 13 ani de absență. Reacția publicului a demonstrat că muzica formației Phoenix este nepieritoare. Grupare de dealer de droguri destructurată de procurorii de ICOT în capitală. Gruparea era formată din 8 persoane care vindeau droguri în stradă în zona centrului vechi. 5 dintre membrii grupului au fost arestați preventiv, ceilalți 3 sustrăgându-se urmăririi penale. Totodată, polițiștii au interzis accesul într-o clădire degradată, utilizată ca adăpost de consumatorii de substanțe psihoactive. Conform unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, din cercetările efectuate a rezultat că în perioada ianuarie-iulie 2024 persoanele au constituit un grup infracțional în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din comercializarea de substanțe psihoactive către consumatori din municipiul București. Membrii grupării acționau sub controlul unui lider care stabilea perimetrul de acțiune. În acest dosar, anchetatorii au făcut 6 percheziții domiciliare în municipiul București. În urma descinderilor au fost confiscate droguri, pungi conținând cofeină și substanță psihoactivă, 11.000 de pliculețe autosigilante de tip Ziploc, 5 cântare de precizie, 5 mărunțitoare mecanice, mai multe agende cu înscrisuri, precum și sume de bani, peste 126.000 de lei, 13.000 de euro și alte valute depozitate în saci, despre care există suspiciunea că provin din activitatea infracțională. La 2 zile după vizita președinților Constantinescu și Gheonță, aproape 1.000 de români din Târgu Mureș au participat la un miting de protest față de politica actualei coaliții guvernamentale. Participanții la mitingul de ieri se opun tratatului cu Ucraina și contestă modificările pe care arcul guvernamental intenționează să le aducă legii învățământului și legii administrației locale. Manifestația de protest a fost organizată de filialele mureșene ale PSM, PRM, PUNR, Uniunii Vatra Românească și Asociației Culturale Avram Iancu. Organizatorii spun că scopul mitingului a fost acela de a atrage atenția românilor asupra pericolului de federalizare a țării. Participanții au cerut demisia premierului Ciorbea și a primarului orașului Târgu Mureș, Fodor Imre. Tarii rămași șomeri nu vor primi cele 6, 9 sau 12 salarii medii pe economie. Motivul? Nu sunt suficienți bani. De prevederile ordonanței de urgență a guvernului nu beneficiază bugetarii concediați și nici muncitorii din fabricile unde statul deține mai puțin de 30% din acțiuni. De asemenea, personalul din întreprinderile care au pierderi, dar nu au pierderi, dar se restructurează fără ca FPS-ul să o ceară, nu primesc decât ajutorul negociat de sindicate. Pentru că fondul de șomaj este mic, nici muncitorii concediați înainte de 15 aprilie, data apariției ordonanței, nu vor primi cele 6, 9 sau 12 salarii.
Lucescu s-a întâlnit cu Burleanu la Federație și a fost convins să semneze contractul după mai bine de 3 ore de negocieri. Federația o să facă... Lucescu va fi prezentat marți de federație și va fi din nou selecționerul Uniunii Naționale după 5 ani. Ultima dată a pregătit Turcia. Mă aștept de la dânsul să fie un real succes pentru echipa națională. La echipa națională e vorba de ochi, e vorba de selecție, e vorba de inspirație pe care domnul Lucescu le are de plin. În 83, cu Lucescu pe bancă, Naționala s-a calificat la Euro. Acum are misiunea să ducă România la campionatul mondial din 2026. Nu ne-am calificat de foarte mult timp la un turneu final de campionat mondial. Eu cred că pentru Mircea Lucescu e o presiune extrem, extrem de mare și cred că atunci când reia echipa națională și asumă acest lucru. Cred că e cea mai bună alegere care putea fi făcută. România trebuie să fie realiști, să știe la ce să te aștepți. Se gândesc la o calificare la mondial. Toți ne gândim la o calificare la mondială.